G2A, jocuri blandă bombă la prituri și mai blandă bombă. Link în descriere. Yes! Yes! Iubesc când se întâmplă chestia asta. N-o să vină să credeți ce s-a întâmplat. De fapt, voi știți, de fapt, pentru că ați văzut titlul. Da, măi, băieți și fete, cineva mi-a făcut un diss track. Bă, jur că iubesc când cineva îmi face diss track-uri. Pentru că sunt foarte, foarte funny, jur, foarte, foarte funny ca să vezi pe cine, ca să vezi pe cineva care chiar se chinuie să-ți facă un diss track, să te distrugă pe o piesă trap, pentru că asta e fenomenul, you know? Poate mai țineți minte pe băiatul acela care am zis că este nou membru din 5 Gang. A revenit, îl cheamă Advisor și mi-a făcut o piesă. Piesa se numește Blană Bombă Trash Trap, răspuns pentru The Real Red, ok. Trap, trash trap. Nu mă pun cu tine că... nu vreau să mor, înțelegi? Eu mai vreau să fac videoclipuri pentru băieți și fete pe YouTube, înțelegi? Nu vreau să mor. Dar oricum, băi, băieți și fete, vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru suport acordat la ultimul episod. A fost genial, am făcut aproape 8000 de like-uri, 71.000 de views în momentul ăsta. Vă mulțumesc super tare. Vă mulțumesc foarte mult pentru toți cei care mi-ați dat follow pe Instagram și o să-mi dați. Aici este Instagram-ul. Mersi foarte mult, imi da facem 33k dacă nu mă înșel, așa că dacă nu mi-ați dat până acum follow pe Instagram, vreau frumos, intrați pentru că pun poze și o grămadă de chestii și acolo o să vedeți alte chestii ce se întâmplă în viața mea în afară de YouTube și blană. Dar oricum, dacă facem și la episodul ăsta, nu știu, 5000 de like-uri, jur că o să vorbesc cu băiatul ăsta și o să-l pun să facă un diss track pentru voi. Gen, fiecare să scrie un comentariu acum la clipul ăsta, orice, nu contează. Bă, nu, scrieți comentariul diss track, scrieți la diss track. Și îl pun pe băiatul ăsta să facă diss track pentru voi. Bine, ok, o să vedeți voi cum o să iasă, nu să vă zic mai departe. Am vorbit cu el, mi-a zis băiatul că, bă, Red, am văzut videoclipul ăla, mi-a plăcut, am râs, uite, ți-am făcut și chestia asta. Bum! Ok, hai să vedem despre ce este vorba. N-am ascultat-o până acum, chiar n-am ascultat-o și vreau să o ascult acum de față cu voi. Adică, bă, am ascultat foarte puțin din ea. Am un minut, să nu mint, că am ascultat un minut din ea. Și vreau să o ascult cu voi, să vedeți că este super, super tare. Așa că hai să nu mai vorbim chestii astea nașpa și hai să trecem direct la piesă. Ne punem căștile de cringe aici, pentru că de mereu când punem căștile astea pe cap, urmează ceva cringe. Să vedem despre ce este vorba în această piesă minunată. Ce beat, frate, ăsta e din ăla hardcore, rău de tot beat-ul. Yeah. Man, o să fie hardcore, o să fie hardcore, nu o să vă așteptați la chestia asta. Bombera, ce zici, ce faci? Uită-te sub nasul tău, uită-te sub nasul tău. Ce am sub nas? Ah, mustața, nu mai e mustața, boys! S-o dus, salut, altă dată, mă prinzi altă dată. Ce zic, ce fac? Fac video, dau cringe oamenilor de pe YouTube. Bă, da, viața mea chiar e un pic tristă, adică gândiți-vă, la 18 ani fac chestii din astea pe YouTube. Ce o să le zic copiilor mei? Bă, tati, ce ai făcut și tu la 18 ani? Ce faci? Uită-te sub nasul tău, uită-te sub nasul tău. Man, eu nu-s hater. Nu, Seidor, am zis că e blandă melodia, am zis că poți fi, ești mai bun decât ai din 5 Gang, mai ales decât Gami, am zis! Fucking Nostradamus! Ce faci, măi, Nostradamus? Ați văzut Nostradamus? O știut, băiatul, că o să fac un video despre el. Bum, am făcut! Damn, boy! Bă, deci, serios, bă, dacă aveți nevoie... Știți că erau paginale pe Insta, că știu de unde ești, ce ai făcut și te cunosc și căcatul din alea, știți? Duceți-vă la băiatul ăsta, că ăsta știe viitorul, nu ce ați făcut și așa mai departe, știe ce o să faci! O să ascult atent treapul meu, analizând fiecare cuvânt. Man, deci cred că nu s-o prinde treaba aia. Deci, am zis eu în videoclipul trecut, dacă v-ați uitat, că el nu știe cine e A$AP Rocky. La Lil Wayne i-am pus poza lui Lil Uzi, la Lil Pump poza lui Cezar Poiata, înțelegeți? E o ironie, știi? Ca să... E o ironie de căcat. Bă, Cezar Poiata e Lil Pump la versiunea de 10 bani. Mai mult eu nu aș da.
Zici că ești ca Lil Pump. Nu ești Lil Pump, ești versiunea bootleg a lui Lil Pump. Bine, celălalt poate ai 10 bani, tu ești mai mult un pic, no, că să zicem că piesele tale sketchy. Și care ai făcut piesă pentru mine, deci clar ești mai mult. Beat-ul de pe net, că no. 6 rapperii originali. Un locuit șchere cu, bă, două chestii cu ce un locuit, cu Blană Bombă, bineînțeles, sau cu Radio, un handicapat prost care face videoclipuri în care își bate joc de copii pe internet. Eu cred că a doua versiune, așa? Blană Bombă, Blană Bombă, Blană Bombă, Blană Bombă, Blană Bombă, Blană Bombă, Blană Bombă. Bă, ce m-o pălit asta! Vai de cap, bă, știți, fiți atenți, știți când bezi țuică de prun din aia făcută în casă de 80 de grade, dați 2-3 shoturi și după aia când dați al patrulea shot, te pălește beția, frate, așa ni, bu! Așa m-a pălit pe mine beat-ul ăsta și piesa asta. Vai de capul meu când bate inima hardcore, inimile de fapt, cam 3. Na. Na. Nu, bă, deci partea asta cu Blan Bombă, Blan Bombă, ea, yeah, asta e nașpa. Dacă puneai altceva aici, ar fi fost mult mai fain chestiile astea cu Blan, Blan, ea, yeah, Blan, Blan, ea, yeah. Deci eu cred că mai bine m-aș fi simțit dacă aș fi fost în mijlocul unui război, în mijlocul unei explozii nucleare, frate, și aș fi ascultat gen cum vine bomba și aș ști că nu sunt așa de fact decât dacă ascult chestiile astea, pentru că mi-a scăzut IQ-ul cu minus 880. Mă, dar eu mă tot uimă sub nasul meu și nu văd nimic, omule, mă. Sub nasul meu. Dar nu pot să mă uit mai mult de atâta. No, nu știu, în fine. Ar fi trebuit să fie ceva sub nasul meu. Ui, un lanț, un tricou, niște pantaloni scurți, niște șosete, un scaun, mustață, o buză, dinți, limbă. Da, nu știu, frate. Uite-te sub nasul tău. Mă, dar nu-s hater. Na bun, cam asta a fost piesa, băieți. Aveți link-ul în descriere. Vă rog frumos să intrați acolo și dați un like și scrieți acolo hashtag Blană Bombă. Mersi foarte mult, bă, advisor, că ai făcut piesa asta pentru mine. Pentru că, sincer, mie chiar îmi place. Eu chiar mă simt foarte bine când cineva îmi face diss-track. Pentru că am la ce să mă amuz, știi? Am la ce să mă amuz, am la ce să fac video, știi? Am content, you know? Sper că v-a plăcut. Vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru suportul acordat în ultimul timp. Este genial canalul ăsta, chiar dacă este încă școală, pușcă. Și de-abia aștept să vedeți ce o să vină la vară. Eu chiar dacă am bacul, după cum observați, chiar postez și chiar mă țin de chestia asta, indiferent că am bacul și așa mai departe, vrăjeală bacul. Gândiți-vă ce o să fie după ce termin cu bacul. După ce termin cu bacul, nu o să mai absolut nimic de făcut. Așa că o să fie videouri și content din ala blană rău de tot pe bandă rulantă. Deja am niște idei foarte șmechere. Și da, de-abia aștept, mă, băieți și fete, să vedeți și voi chestia aia. Și atunci vă promit că o să pușce canalul ăsta și o să vedeți numai content de calitate. Da, bun, mersi foarte mult că m-ați urmărit. 5.000 de like-uri și îl pun pe băiatul ăsta să facă un diss track, dacă vrea, bineînțeles. Eu am fost Red, nu uitați de un like, așa mai departe. Nu uitați de a da share prietenilor voștri. Dacă dați share la video-ul ăsta și îmi trimiteți screenshot pe Instagram, o să vă pun pe story. Gang! Na bun, mersi foarte, foarte mult. Vă iubesc pe toți, băi, băieți și fete. Eu am fost Red. Peace out, boys. Is musical. Is it? It's musical. Really? It plays a tune as you drive. As James has a music degree, we sent him out to test it. Here we go. G2A, jocuri blană bombă la prituri și mai blană bombă. Dacă te-ai uitat până aici, vreau să știi că ești un geniu și te iubesc foarte, foarte tare. Dar nu uita o chestie. Dă subscribe și activează clopoțelul pentru a vedea mai multe meme-uri de căcat. Următorul episod o să fie cu meme-uri ce mă țin în viață. Deci da, numai dacă te-ai uitat până aici, o să știi despre ce este vorba. Anime bitches, I look at her titties, then I take her home and we count up these 50s. I come to your city, I sneak in your chimney, I tickle her kidney, and then I watch Disney. I love me some hentai, I go on X videos. Bitch, I'm D-Bang, stick my dick in your Cheerios. Bitch, I'm D-Bangs, I might fuck my computer. I whip out my dick, then pull up on my shooter. I tickle
tickle your booty and then I get neutered. I know I'm a loser, I tickle your tumor. I find me a bitch that got no sense of humor. It's low, come